Vă mulțumesc, doamnelor, că existați, că sunteți mămici, că sunteți bunici, bunice sau că sunteți fiice sau nepoate, vă iubesc pe toate. Vreau votul dumneavoastră la europarlamentare, pentru că știu și vreau și pot să schimb ceva în țara asta așa cum dumneavoastră vă zbate și așa cum dumneavoastră vreți. Mulțumesc, doamnei președinte, că a avut încredere în mine și dumneavoastră tuturor care mi-ați dat votul de atâtea ori până acum și vă promit în continuare că nu vă voi dezamăgi. Astăzi vreau să nu facem politică, vreau să dăm drumul la muzică, la horă și la toate. Că suntem învinuiți, că suntem prea triști sau că, știu eu, dacă nu suntem la putere, suntem supărați sau încrâncenați. Mi s-a zis că m-au văzut la televizor că am supărat pe toată lumea. Ei, uite, astăzi e zi de distracție, vă doresc tuturor să vă distrați ca mine, să fiți fericiți ca mine și să fiți mulțumiți de viață, pentru că atât ne-a dat Dumnezeu, putem să ducem. Dacă avem sănătate și dacă suntem cu familiile noastre alături, dacă suntem cu prietenii care gândesc ca noi, cred că e de ajuns ce ne-a dat Dumnezeu, iar puterea să facă ce vrea. Deocamdată noi suntem în opoziție și ne facem simțiți peste tot pe unde suntem. Vă doresc distracție plăcută. Să rămână. Arăta încă o dată. A declarat încă o dată. Mâhnirea pentru greaua pierdere pe care am suferit în această săptămână prin plecarea dintre noi a domnului Ilie Bertea. Am declarat, a fost un prieten, un camarad, un tovarăș, un om lângă sau împreună cu care am îndrăznit să intru în această nebunie, în această luptă politică și a cărui pierdere o resimt. Suntem alături de familie și le dorim ca încet, încet rana lăsată să se cicatrizeze și noi să-i păstrăm, noi ca partid și prin intermediul nostru să-i păstrăm vie amintirea acelui care a fost Ilie Bertea, din partea mea, un om cu o mare. Pentru că ne-am fi grăbit să ocupăm locurile lăsate vacante de plecarea lui prematură dintre noi, dar deja am primit corespondență din partea Consiliului Județean să facem o nominalizare pentru locul vacantat prin decesul domnului Ilie Bertea, să facem o nominalizare din lista de supleanți a celui care primește sprijinul politic pentru a deveni Consilier Județean. Exact așa spune și legislația, persoana din lista de supleanți care are sprijinul politic al partidului, ca să limităm cumva nișa de discuție. Motiv pentru care aseară am convocat un birou permanent județean, ședință în care a fost repus pe tapet procesul verbal al ședinței din 5 septembrie, ședință în care a fost pusă în discuție cum s-a afirmat mai devreme, retragerea calităților de vicepreședinți în cadrul biroului permanent județean a domnului Hinovean Octavian și Poteraș Marcel.
Motivele erau multe. Motivele erau multe și noi, la aproape 9 luni de la alegerile parlamentare, am îndrăznit totuși să le reproșăm totala lipsă de implicare și o stare de frustrare pe care au acumulat-o datorită rezultatului din alegeri. Frustrare care s-a manifestat consecvent pe cele 9 luni prin o atitudine defăimătoare, prin, nu știu, hai să zicem, injurii și anti-campanie făcută în interiorul partidului. Motiv pentru care, nemai tolerându-se o astfel de situație, am adus în discuție retragerea calităților de vicepreședință al acestor doi domni. Domnul cine era? Hinoveanu Octavian. Atunci, cu o largă majoritate, cred că au fost două voturi împotrivă și 6 abțineri, restul voturi pentru, excluderea lor din biroul permanent județean. Moment în care cei doi au avut o ieșire nervoasă, unul și-a rupt carnetul, celălalt nu avea carnet, că l-ar fi rupt și el, au ieșit proferând injurii și declarând punctual că nu se mai regăsesc în acest partid și că în aceste condiții ei demisionează inclusiv din funcția de partid. Toți cei prezenți am rugat și ca membru de partid, toți cei prezenți au ascultat, am rugat să se consemneze în procesul verbal demisia declarată în for decizional, în cel mai mare for decizional al organizației județene. După cum bine știți, legal, demisia se trimite, se poate depune în scris sau verbal, situație care trebuie luată în considerare. Am luat în considerare demisiile lor, motiv pentru care din septembrie până acum nu a fost niciun fel de contestație din partea celor doi, pentru că fiind demisie, nici nu se ia de demisie, nici nu se face o corespondență din partea noastră, pentru că fiind demisie, nu am ce să-ți comunic la demisia ta, și nici nu au fost atacați, niciun fel de atacat, niciun fel de contestație și așa mai departe, lucru care a fost firesc dacă era doar o sancțiune. Dar în cazul unei demisii, toată lumea s-a închis, noi am trimis corespondența către București, am comunicat că de începând cu data de cei doi nu mai sunt nici membri de partid și nici membri în birou permanent județean și lucrurile s-au încheiat. Nu știu cum s-au inflamat acum lucrurile. Mie mi se pare lipsit de morală, în primul rând, să te apuci acum să nici nu s-a răcit bine Ilie Bertea și te apuci acum să te agăți cu dinții de o situație care ai generat-o, ai provocat-o și nu ți-asumi responsabilitățile. Motiv pentru care eu v-am expus situația de fapt, mi-ați văzut tremolou din voce, mi-a fost foarte greu să reproduc sau să justific o astfel de situație, dar mi se pare lipsit de demnitate să te apuci acum, după ce ți-ai aruncat cu umori peste un întreg partid, să revendici o postură care nu ți-e cuvine și mai mult. Motiv pentru care aseară, și să vă mai spun ceva, ca să vedeți, pentru că era încă o situație asumată, din septembrie 2013, din 5 septembrie 2013, nu mai sunt membri de partid. Deci asta este foarte clar. Mai mult, ca să fie evident această stare, de vreo două săptămâni pe colegiile pe care le-au avut ei în gestionare, în coordonare la un moment dat și în organizațiile pe care la vremea respectivă au ajutat să fie constituite, ei strâng semnături de susținere a altor liste, a altor candidaturi la Parlamentul European. Motiv pentru care, punând în fața ședinței de aseară aceste situații, toată lumea, în unanimitate, deci dacă nu exista decizia precedentă, dar inclusiv aseară, în unanimitate, toți membrii, tot biroul permanent județean, a decis că este o atitudine corectă ce s-a întâmplat în septembrie și că dacă ar mai fi fost membri de partid, începând de aseară, oricum nu mai erau și nu se primea sprijinul pentru susținerea lor. N-a dat nici în mai anul trecut, mai iunie anul trecut, a transmis demisia
dânsului, din membru de partid și din toate funcțiile deținute, motiv pentru care cred că a fost imediat după ce a primit condamnarea dânsului, cred că imediat după aia a renunțat la orice fel de funcție și i-am mulțumit pentru ce a făcut lângă noi și am luat act, nu puteam să facem altceva decât să luăm act de demisia dânsului. Motiv pentru care următorul de pe listă pe locul 9 era domnul Crișan Teodor Adrian,